Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Avem astăzi o invitată dragă mie, doamna Mirela Maria Botezatu. Bună seara și mă bucur că ne-am reîntâlnit. Vreau să spun că arăți ca o primăvară, ești frumoasă și radiezi așa, ești colorată. Mulțumesc! Da, mă simt extraordinar, primăvara este și anotimpul meu preferat. Sunt într-o energie și într-o stare Te simte bine. Creativă. Și sunt onorată să fiu astăzi din nou alături de dumneavoastră, telespectatorii, cât și de tine, Olga, care ești un suflet extraordinar. Și ne susții pe toți cu prezența ta și cu emisiunile valoroase pe care le oferi oamenilor. Da. Hai să vorbim un pic ce ne-ai pregătit astăzi, să vedem. Ne puțin din starea ta. Vorbim despre câteva subiecte pe care oamenii le aduc în terapie frecvent, și anume cum să ies din blocaj, cum să fac să mențin starea de sănătate și de vitalitate la un nivel optim, cum să materializez prosperitatea în viața mea și poate chiar câteva secrete rapide care funcționează, astfel încât să fie mai mult din ce ne dorim nouă să se întâmple în viața de zi cu zi. Gata, suntem numai ochi și urechi. În primul rând, începem cu blocajele. Foarte mulți dintre noi ne izbim de blocaje. Ne creăm singuri blocaje. Nu reușim, avem impresia că suntem într-un cerc de unde nu mai ieșim. Da, așa este. Dacă ar fi să mă refer la ce reprezintă un blocaj, din experiența terapeutică am văzut că de regulă este fie prea multă energie, fie prea puțină energie. Și uneori blocajul poate să însemne și un semn divin de protecție. De cele mai multe ori blocajul este perceput ca o conotație negativă. Sunt blocat, nu mai pot mișca, nu pot să dau înainte, nu pot să atrag în viața mea prosperitatea, un partener. Dar, așa cum am spus, poate să aibă și o semnificație benefică și blocajul în care te afli să fie, de fapt, pauza de care ai nevoie sau timpul de introspecție ca să schimbi ceva în viața ta. Referindu-mă strict la ce înseamnă un blocaj care presupune mai multă energie, adică exces, și atunci când ceva din ceea ce este prea mult în viața mea vine peste mine, nu pot gestiona și mă blochez. Ca de exemplu, atunci când îmi asum prea multă responsabilitate, când iau asupra mea și ce au ceilalți de făcut, evident, iau și toată puterea, mă încarc atât de mult încât la un moment dat, oricât de bun aș fi, mă blochez. Iar dacă ne referim la blocaj din punctul de vedere a unei lipse, sunt blocat pentru că nu am suficient timp, energie, motivație, resurse. Și atunci, cel mai probabil că pentru a echilibra, pentru că, evident, ca să ieșim dintr-un blocaj, ce putem să facem în mod concret? Trebuie să echilibrăm ceea ce este acolo, ceea ce produce blocajul. Așadar, fie renunț la ceea ce este prea mult ca să pot să-mi continui existența și astfel ies din blocaj, fie mă împuternicesc cu ajutor și susținere din afară în primă fază, dacă nu am eu suficientă motivație, energie, putere să ies din blocaj. Dacă ne referim la faptul că atunci când o persoană este într-un blocaj, de cele mai multe ori nu poate să iasă singură, cel mai probabil că ai nevoie de
un specialist, un profesionist în domeniu care să te ghideze spre acțiunile, da? Spre acțiunile pe care trebuie să le facem să ieșim din blocaj. Deci, a ieși din blocaj înseamnă să acționezi într-un mod anume, pentru că atâta vreme cât rămânem în energia respectivă, nu se întâmplă nimic. Și dacă ar fi să ne referim la blocaj ca la un semn divin, nu de multe ori am întâlnit situația în care pur și simplu viața îți dă o pauză, sub diverse forme. Percepția este, sunt blocat, nu pot să mai înaintez. Dar pe parcursul blocajului am timp să mă gândesc de ce mi se întâmplă mie, ce pot eu să fac, în ce mod pot să acționez ca să merg mai departe, ce ar trebui să schimb. Așadar, din această perspectivă, blocajul este benefic pentru că îmi produce schimbarea, transformarea. Și, evident, rezultatele apar. Dacă ne gândim concret ce posibilități de a depăși blocajele avem, eu aș afirma, dacă nu poți singur, dacă nu reușești, înseamnă că ai nevoie de cineva care să te susțină, care să te ghideze până când depășești momentul blocajului. Evident că asta poate să însemne că mergi să vorbești cu un preot, mergi să te spovedești, sau pur și simplu să ai o conversație, pentru că nu, poporul român este un popor cu credință și religios. Poți să ai de vorbă cu un terapeut sau cu un specialist, cu un psiholog, astfel încât ceea ce tu nu vezi și te ține în blocaj să fie scos la lumină de un ghid profesionist ca să poți să depășești. Pentru că atâta vreme cât rămâi în energia blocajului, te învârți în cerc. Evident că ești acolo pentru că tu nu știi sau nu vezi o soluție. Pentru că dacă ai fi avut o soluție, ai fi ieșit deja de acolo. Bineînțeles că, mergând spre zona mai mistică, ceea ce funcționează și eu am probat, și nu doar eu, este rugăciunea. Atunci când suntem în blocaj, putem foarte bine să aprindem o lumânare, să invocăm entitatea, ghidul, Maica, pe Dumnezeu, pe cei cărora noi îi validăm din punct de vedere divin și fără doar și poate vom primi răspunsul sub o formă sau alta prin care să ieșim din blocaj. Răspunsurile, evident, vin pe multe căi, sub multe forme. Blocajele pot fi de o varietate de cauze, însă dacă ar fi să ne raportăm la din ce energie am creat acest blocaj, aș spune că de cele mai multe ori victimele rămân în blocaj. Da? Pentru că atunci când te-ai oprit din ceea ce făceai, cel mai probabil că te simți fără putere, fără ajutor. Deci, în consecință, ca să putem să ieșim dintr-un blocaj, e nevoie să căutăm în afară, într-o primă fază, o susținere, o ghidare sau pe cineva care poate să ne întindă o primă mână. Dacă ar fi să ofer secrete, aș spune că secretele, să spunem că funcționează pentru moment, în primă fază, respectiv o rugăciune, o spovedanie, o ședință de psihoterapie, poate o terapie Reiki, poate un autotratament, sau aș spune că pragurile energetice, respectiv blocajele din viața oamenilor, pot fi depășite cu ușurință prin inițieri Reiki. Și de ce spun asta? Pentru că prin inițierile Reiki, efectiv, crește lumina interioară, respectiv potențialurile, darurile,
puterea personală și practic ești poziționat de la un nivel de vibrație la un alt nivel de vibrație. Evident, nimeni nu ți garantează că vei primi rezultatele sau că se vor confirma așteptările. Însă, pentru a ieși din blocaj, ai un boost de energie, ești împuternicit să accesezi și alte unelte pe lângă cele pe care deja le-am folosit. De cele mai multe ori, blocajul vine la pachet și cu o sănătate și cu o vitalitate dezechilibrate. Normal. Atunci când sufletul nu este întreg, nu este mulțumit, atrage după el toate celelalte. Este, merge ca într-un domino, așa. Eu te-aș întreba, în calitatea ta de terapeut, ce creează cel mai mult blocajele oamenilor? Lipsa de bani, lipsa de afecțiune, lipsa de perspectivă, care este motivul cel mai adesea întâlnit? Neiertarea și neiubirea de sine, care se proiectează, ulterior în lipsa banilor, lipsa unei cariere sau unui job, lipsa partenerului, lipsa unei perspective de viață. Dacă privim de jur împrejurul nostru, foarte puțini oameni au perspectivă. Mulți vin și spun, vreau să ies din blocaj. Ok, care este perspectiva ta? Ce dorești să realizezi? Oamenii nu știu încă ce... Unii dintre oameni, da? Respectiv cei care vin în blocaje, nu au o idee clară asupra ceea ce își doresc să materializeze. Ies din blocaj, ok, și după. Așadar, lipsa de perspectivă vine din neiubirea de sine și din neiertare, respectiv din lipsă de energie și de suflet, pe care se grefează toate celelalte, pentru că dacă nu am suficientă energie, evident că prosperitatea îmi va fi afectată. Banii sunt în strânsă legătură cu energia vieții, cu energia vitală. Evident că dacă eu nu am încredere în mine și nu am pozitor suficient de bun, o să atrag sau nu o să atrag un partener potrivit pentru mine și atunci blocajul poate să fie pe parte personală sau poate că sunt autosuficient pentru că nu îmi dau valoare, nu mă respect suficient și atunci pe parte profesională simt că sunt devalorizat, nu sunt la justa mea valoare. Așadar, blocajele pot fi pe mai multe planuri, pe plan personal, pe plan financiar, pe planul carierei, dar și perspectiva asupra vieții. În aceste vremuri de schimbare, foarte multă lume dorește să-și schimbe direcția. Oamenii vor să renunțe la jobul pe care îl făceau, la profesia pe care au făcut-o până acum, pentru că simt deodată că nu mai rezonează. Însă se simt blocați, pentru că nu au perspectivă și pentru că nu au viziune. Și apare întrebarea, ce să fac? Încotro să mă îndrept? Evident că ieșirea din blocaj nu presupune să fii sugestionat de altcineva despre binele tău cel mai înalt. Și ieșirea din blocaj înseamnă, în primul rând, să conștientizezi ce îți lipsește, ce să aduci mai mult sau poate mai puțin, adică lucruri concrete. Dacă doar visăm și nu concretizăm, dacă nu conștientizăm clar, ferm, nimeni nu ne poate ajuta să ieșim din blocaj. O să fie mai bine astăzi, dar începând de mâine,
ca să pot să materializez sănătate, vitalitate, un partener, un job mai bine plătit, să fii respectat, va trebui să, să schimbăm, da? Pas cu pas. Așa, în teorie, lucrurile sunt ușoare. Dar uite, mă gândesc la tine de acum, se pregătesc pentru o meserie. Când își termină facultatea, greu găsesc în domeniul care s-au pregătit, merg către altă direcție, iar atunci când spun că s-au așezat acolo și au început să învețe, să vadă cam cum se mișcă lucrurile în zona respectivă, se închide firma. Ar trebui să fie foarte flexibil, imediat să se ducă în altă zonă, imediat. Această flexibilitate nouă ne cam lipsește. Și nu generației mele, care eram obișnuit să începem o muncă și de acolo să ieșim la pensie. Dar chiar și așa este destul de greu de trecut de la un job la altul, nemai punând că nici nu prea există foarte multe la oferte, și ajung să lucreze, nu știu cum se numesc, cei care livrează mâncare, că acolo găsesc cele mai multe locuri, găsesc slujbe din astea. Da, este adevărat și este o realitate, dar este o realitate îmbucurătoare din punctul meu de vedere, pentru că sunt opțiuni pe care altădată nu le-am... Nu le aveau. Și le-am spus și eu asta, să o considere ca un lucru tranzitoriu, da, care îl ajută să depășească perioada respectivă, dar el să se caleze și să vadă în continuare, să-și urmeze drumul lui, dar foarte mult se pierde aici. Ca și copilul care întrerupe școala. Știi? Da. Aici, în zona asta, e o problemă. Am de-a face și... Iar știu exact despre ce vorbești, care face cu tineri care sunt extraordinar de dotați, au foarte multe daruri, au talente, ar putea să facă orice și cumva își disipează energia, pentru că deși ar putea să facă aproape tot, nu ajung să nu facă nimic, pentru că au făcut studii care le folosesc sau nu, și au rămas acolo pe piedestal, fără să se adapteze vremurilor. Cu adevărat, sunt foarte multe posibilități. Și da, poate că 3 luni, 6 luni o să livrez pizza, iar asta o să-mi aducă un venit care mă ține în contact cu realitatea, care îmi dă niște bănuți să ies în oraș cu prietenii, care mă pune în contact cu societatea. Dar asta nu înseamnă că îmi anulez complet visele, scopurile mele, da? De tânăr. Ca să ieși din blocaj, e nevoie să faci astăzi un pas, poate diferit de cel pe care l-ai făcut ieri. Începând ca de mâine să mă gândesc, ok, acum am ieșit din blocaj, pot să respir, hai să văd care e calea mea, care este drumul meu. Pe acești tineri i-aș ghida către, aș pune scopuri clare, ferme și concrete și să acționeze pas cu pas în îndeplinirea lor. Nu putem astăzi să ajungem milionari fără să parcurgem drumul până acolo. Deci, din punctul meu de vedere, perioada actuală este totuși, comparativ cu ce a fost în urmă, timpul tuturor posibilităților. Deși pare că nu este, evident, alte soluții sunt să schimbăm locația în care stăm, poate că stau într-un oraș mai mic care nu mi oferă foarte multe posibilități. Pe de altă parte, mediul online a explodat și sunt multe joburi, multe profesii care până acum, la care nici măcar nu ne puteam gândi. Deci, cu adevărat, eu știu că tinerii de astăzi au foarte multe talente. Sunt cu niște resurse, ne depășesc cu mult pe noi, cei care venim din urmă. Ideea este să aibă vise concrete și să acționeze în sensul de a le îndeplini. Poate că astăzi nu câștig exact cât mi-aș dori, dar dacă continui să acționez și nu mă închid în casă, pentru că am avut discuții cu oameni care au spus n-am mai ieșit din casă de 2 ani, ok, și sunt în blocaj. Evident că primul pas este să ieși din casă, să acționezi, să faci ceva pentru tine, orice îți face plăcere.
Apropo de materializare, nu putem să materializăm doar stând și așteptând să se întâmple. E nevoie să și acționăm. A fost acea discuție cu eu doar cred că materializez și aștept că mi se întâmple, fără să mai fac nimic. Cu adevărat, prosperitatea vine în viața noastră, un job optim, o carieră, un partener, atunci când suntem aliniați, când suntem conectați. Starea de sănătate și de vitalitate se întâmplă, exact cum spuneai și tu, atunci când ești în echilibru. Dacă alergi continuu, dacă te epuizezi, dacă nu-ți respecti corpul, venind la iertare, da, și acceptare și iubire de sine, cel mai probabil că în curând vom fi în dezechilibru. Referindu-ne la ce pot să fac concret ca să am momente de echilibru, da? Să ies din blocaj, să am o sănătate bună care să-mi ofere job, carieră. Și să mă educ, Mirela, și cu un pic de răbdare. Pentru că aici e o problemă, nu mai au răbdarea. Dori, bine, toți dorim ca lucrurile să se întâmple de pe astăzi pe mâine, dar este imposibil. Am văzut că, în general, lipsa asta de răbdare de cele mai multe ori duce la a face pași greșiți. La renunțare, înainte ca renunțare, să... Exact. Da, așa este. Din experiența mea de viață și nu numai, și terapeutică, răbdarea este o virtute înaltă. Spuneam că am lucrat cu tineri care la un moment dat au fost în blocaj și au început să facă joburi pentru care nu s-au specializat neapărat cu studii superioare, dar care le-au adus prieteni, beneficii, bani, relații. Cumva răbdarea a generat în viața acestor tineri mult mai mult decât ar fi primit dacă ar fi stat în casă, da, și ar fi spus, ok, eu nu sunt pregătit pentru jobul ăsta, nu o să mă duc să livrez pizza. Toate beneficiile pe care le-am menționat, la echilibru, prosperitate, materializare instantă, pentru că toată lumea vrea să materializeze instant, se ajunge printr-un proces de creștere interioară, care se întâmplă cu răbdare. Dacă nu ne-am născut deja milionari, prosperi, sau evident că prosperitatea nu ține doar de bani, e nevoie să creștem din interior la nivelul echilibrului pe care ni-l dorim. Și hai să vedem cum facem asta, da? Cum facem să atingem mult dorita prosperitate pe toate planurile? Cum facem să depășim momentele provocatoare? În primul rând, vreau să conștientizăm din ce energie fac lucrurile acum. Spun că vreau să am, să fiu, însă energia din care noi emitem în momentul acum este ceea ce se vede inclusiv în exterior. Dacă nu am răbdare, vreau ca lucrurile să se întâmple ieri, cel mai probabil că nu o să se întâmple nici mâine, pentru că nerăbdarea mea, energia din care eu vibrez, înseamnă un exces. Un exces care la un moment dat mă blochează. Spuneam că de cele mai multe ori renunțăm și ne tăiem singuri șansele. Toată lumea ar vrea să fie creatorul vieții, da? Se vorbește foarte mult despre fii maestrul, fii co-creator al vieții tale. Evident că putem să ajungem la acest nivel, însă e important să vedem, am energia suficientă să creez în viața mea? Pot eu să creez dintr-o postură sănătoasă? Pentru că dacă doar vreau să bat din palme,
să se întâmple fără foarte mari eforturi, să facă altcineva pentru mine, cel mai probabil că nu eu îmi creez realitatea, ci realitatea este creată de cei pe care eu îi împuternicesc să contribuie. Aș spune că tot ceea ce noi ne dorim, sănătate, vitalitate, putere, prosperitate, vine din interior. Când am înțeles acest aspect, eu devin creatorul vieții mele. Și nu mai am așteptări ca lucrurile astea să se întâmple din afara mea. De aceea, apropo de răbdare, e important să ne creștem aceste atribute din interior. Și dacă totuși nu pot să fac de unul singur, din diverse considerente, pot să aleg, pentru moment, mijloace sau unelte din exterior, care să mă ajute până eu mă împuternicesc să fac singur. Așadar, trebuie să înțelegem că energia urmează intenția. Și pentru a materializa în viitor, e nevoie ca energia mea să fie direcționată către viitor. E important să conștientizăm unde mi se duce energia într-o zi. De ce sunt în blocaj? Cărui motiv datorez lipsa de energie sau de putere? De cele mai multe ori, conștientizăm că energia ne se duce în situații din trecut și evident că apare lipsa perspectivei, lipsa viitorului și a unor soluții reale. Așadar, ceea ce emitem ca energie și informație din prezent ajunge oriunde pe linia timpului, în trecut, dar și în viitor. Dacă ne gândim în ce mod putem să ieșim din blocaj, să optimizăm o relație, să atragem un job, să atragem salariul mai bun, prieteni, asemenea nouă, e important să emit conștient, pentru că eu insist, să devenim conștienți în acest program, în acest act de a ne crea realitatea, pentru că inconștient am făcut-o și până acum și nu ne place ceea ce avem. Astfel încât important este să devenim conștienți, să scriem pe o foaie concret priorități, vise, scopuri. Este important să punem termene și date. Este important atunci când proiectele nu se împlinesc la data notată. Nu renunțăm complet, ci pur și simplu adaptăm, ajustăm, mutăm data. Și în felul acesta, cu răbdare și infuzând din interior către exterior tot ceea ce noi ne propunem să realizăm, fără doar și poate vom atrage în viața noastră. Însă e important să conștientizăm că noi generăm din interior, prin beneficitatea pe care o emitem, ceea ce avem sau ceea ce nu avem în viața noastră. Și am avut de curând un curs de prosperitate unde povesteam că eu mulțumesc și manifest recunoștința pentru ceea ce am, dar și pentru ceea ce nu am. Și s-au produs niște conștientizări din astea, ce îmi dau seama că, de fapt, am toate resursele de care am nevoie și că, de fapt, am deja prosperitatea pe care o aștept să mi se întâmple. Doar că nu știu unde să mă uit. Mai concret, ne rugăm de multe ori să primim, să avem, să fim. Însă uităm să ne uităm în jurul nostru
pentru că de multe ori avem deja, poate doar sub altă formă prezentat, poate doar că sub altă formă manifestat. Apropo de ce spuneai și opțiunile tinerilor, ei au deja multe opțiuni, multe posibilități care sunt la îndemână, doar că atâta vreme cât privim doar dintr-un punct de vedere, evident că vom rata celelalte opțiuni, celelalte posibilități. Cât ne trage în jos faptul că suntem tot timpul cu ochii peste gard, să vedem ce face cel de lângă noi? Foarte mult. Foarte mult. Exact ceea ce spuneam. Dacă ai un scop, o listă de priorități și îți infuzezi energia pentru acestea, pentru viața ta, fără să te mai intereseze cât face celălalt, are mai mult, are mai puțin, noi avem scopuri diferite. Important este eu să-mi urmez propriile mele priorități. Așadar, atâta vreme cât port grija altuia, îmi irosesc energia cu care aș putea construi și materializa pentru mine. Adică, nu doar că îi port de grijă, dar îl și împuternicesc, pentru că energia se duce acolo unde este intenția. Așadar, atâta vreme cât dorim să materializăm pentru noi, este important să fim cu energia cât mai adunată, cât mai întregi, fără să fim atenți cât cum au ceilalți. Am întâlnit situații în care pot materializa mult mai mult și fiind doar în propria energie, iar în momentul în care încep să mă uit peste gard, mă limitez. A, vecinul s-a oprit. E, atunci o să mă opresc și eu. Da, uite, am câteva mesaje. M-a primit la alte emisiuni în care am discutat despre asta, în care m-au uimit. Erau câteva mesaje care vorbeau despre emoția și faptul că nu pot trece de ziua interviurii. Atunci când își găsesc o slujbă. Emoții extraordinar de mari, faptul că nu se simt suficient de buni, chiar dacă era vorba despre niște copii performanți. Atunci când trebuie să dovedească altuia că ei sunt capabili să facă lucruri și poate că în privat, dacă n-ar fi fost acel birou în care, știi, să dea interviu, poate că în privat ar fi fost mult mai deschiși, mult mai convingători. Cum să facă? Da, chiar am avut câteva terapii cu această temă și rezultatul interviului a fost de succes. Tinerii au luat postul. În primul rând, aș lucra concret, da? Până te duci la terapie, până îți gestionezi trauma, emoțiile, de ce nu ești suficient de bun. Aș spune că, în primul rând, e important să poți să respiri, pentru că de cele mai multe ori în interviu intervine apnea sau te ia cu transpirații, te ia cu răceli și efectiv se blochează mintea. Aș spune că e important să continui să respiri, să-ți muți atenția pe asta în corp și pur și simplu în momentul în care începi să respiri, mintea se oxigenează, celulele tale primesc oxigen, poți să te aduni și să dai ce este mai bun. Deci, în primul rând, scurt, da, secretul este să continui să respiri, pentru că în felul ăsta îți aduni energia în corp și rămâi prezent. Asta înseamnă că te vei bloca din ce în ce mai puțin sau deloc și vei putea să ai o relație, vei putea să fii prezent și să auzi ce ești întrebat. Deci rămâi în corp, respiri, îți adun toată energia și dai tot ce e mai bun. Un al doilea aspect, aș spune că eu conștientizez pe acești tineri
angajatorul caută pe cineva, deci scopul lui nu este nici să te bată, nici să te sperie, angajatorul are nevoie de tine, îi poți fi de folos și este o relație reciprocă. Și când acești tineri înțeleg că este o relație reciprocă, nu mai intră în faza de victimă, pentru că de cele mai multe ori nu sunt suficient de buni, mi este teamă. Și crește un pic stima de sine și zice, ok, înseamnă că și angajatorul are nevoie de mine și pot să mă manifest, pentru că pot să-i demonstrez că sunt sau nu potrivit pentru jobul respectiv. Însă... Este și cealaltă categorie, scuză-mă, în care, din cauza emoțiilor, pică în partea cealaltă, încep să devină ușor obraznici și nu e felul lor ăsta. Dar, încă o dată spun, din cauza emoției, își schimbă puțin felul de a fi. Și îmi spunea cineva că nici n-au apucat bine să schimbe două vorbe, iar el l-a întrebat care-i salariul. Și atunci angajatorul i-a spus mulțumesc, să vină următorul. Zice, cu ce am greșit? I-am zis, păi, înainte să spui pentru ce ești pregătit, ce știi să faci, să te definești un pic, tu ai întrebat ce bani primești. Pentru ce să primești? Pentru bună ziua, probabil că nu trebuia să primești nimic, decât un răspuns la fel. Da, este adevărat că partea financiară pare deocamdată cea mai importantă, însă tinerii ușor-ușor încep să înțeleagă că de fapt primesc la pachet mult mai mult, că pentru început jobul pe care îl fac îi crește, primesc și bani. Da, fac o experiență, mă fac cunoscut, îmi fac relații, dobândesc oameni de ajutor, pentru că șeful, ghidul, mentorul tău poate să fie cel care te susține, pentru că dacă ești abia la început, cu siguranță ai nevoie de cineva de la care să înveți și să fii susținut. Discutând în acest mod cu cei care merg la interviu, înțeleg că atâta vreme cât jobul ăsta e potrivit pentru mine și eu fac tot ce pot la interviu, că mă arăt în felul în care, ok, este o relație reciprocă în care ambii câștigă, emoțiile mai scad un picuț și pot să facă față interviului și au și rezultate bune. Înțeleg că ai lucrat cu tineri de genul ăsta și s-au dus, s-au reușit să treacă de barierele astea ale emoțiilor. Da. Chiar am avut o tânără din afara țării care mi-a solicitat ajutorul exact pentru această situație. Era extrem de emotivă. Mi-a trimis mesaj, apoi și mi-a spus, wow, am luat examenul, am luat interviul. Da. Invitația mea a fost respiră, stai în corp, fii prezent, concentrează-ți atenția pe ce știi tu să faci și ține minte că e o relație în ambele sensuri și celălalt beneficiază din relația cu tine, nu doar tu. Pentru că dacă de regulă te duci mic, eu nu știu nimic, ce să-mi facă mie angajatorul, cel mai probabil că nici nu o să te ia, pentru că are nevoie de tine ca să faci față, nu? Solicitărilor. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Cât de mult contează faptul că tu ești stăpân pe meseria pentru care te duci să participi la un astfel de concurs? Și întrebarea, bineînțeles că este așa un fel de, cum să spun, ridicare la plasă, pentru că știu cam ce răspuns o să-mi dai, dar vreau să știu cât de mult conștientizează tinerii că ei trebuie să fie stăpâni, absolut stăpâni pe ceea ce oferă.
Este evident un răspuns inclus. Pentru că atunci s-ar duce și emoțiile, s-ar duce și tot dacă eu, de exemplu, merg, am făcut o școală de make-up sau am făcut o școală de frizerie, coafiură și așa mai departe, de hair stylist. Dacă eu sunt stăpână, dacă eu știu că, uite, reușesc să fac lucrurile atât de bine, încât nimeni nu poate să mă dea la o parte, să aducă pe altcineva, pentru că eu știu ce pot. Da. Dacă mă duc acolo și fac o școală și sunt și eu printre alții, nu de acolo ar trebui să înceapă munca mea? De acolo sigur. Încep să-mi câștig eu încrederea? Sigur. Este, așa cum spuneam, sunt tineri care au foarte multe talente, dar nu aprofundează niciunul în mod concret. Respectiv, știu să fac multe, dar nu știu să fac nimic foarte bine. Să excelezi în ceva, nu știu, eu da, cel mai bine. Recomandarea mea este fă ceea ce îți place, ceea ce îți aduce satisfacții și indiferent dacă faci make-up, dacă știi să coși, dacă bați la mașină sau dacă pur și simplu ești mecanic auto și chiar nu glumesc, am urmat tineri care, să spunem că veneau din medii defavorizate, în care n-au putut fi susținut să facă școli, universități, dar erau profesioniști foarte buni pe un anumit domeniu. Deci vreau să spun că acești oameni au un succes extraordinar. Au bani, au familii, au prieteni, au relații. Haideți să ne referim, nu știu, la cineva care creează mobili. Toată lumea vrea mobili, da? Acești oameni aproape nu au timp să trăiască și nici nu au studii superioare, în schimb, sunt foarte bun în ceea ce fac. Cum te spuneam, da? Meseria e brățară de aur. Exact. Și, de fapt, despre asta este și ceea ce înseamnă ieșirea din blocaj. Mă blochez atunci când mă încăpățânez să rămân în aceeași energie. Și a nu lega neapărat munca pe care o faci de stimulent un ban pe care îl primești imediat. Pentru că poate la început n-ai să primești bani. Tu ești o tânără care te apuca și faci make-up, ești la început, nu o să te plătească nimeni ca pe nu știu ce make-up cunoscut. Dar dacă tu, calitatea muncii tale este la un nivel care să merite, ai să ajungi să primești bani poate mai mult decât cea la care te uiți. Și tânjești să ajungi acolo lângă ea. Da, seriozitatea, răbdarea, perseverența și creșterea în timp fac din noi creatorii vieții noastre. Însă e important să parcurgem acest proces chiar dacă... Mai zis mai devreme și răbdarea. Și răbdarea. Să ajungi acolo. Chiar dacă pe parcurs mai apar blocaje, da? Pentru că tema asta era cum să ieșim din blocaje. Da. Nu putem ieși, nu putem ajunge peste noapte să sărim etape, dar, așa cum ai spus, fără doar și poate dacă ești serios, dacă îți asumi și faci ceva, orice, ce știi tu să faci mai bine, la nivel de excelență, prosperitatea sub toate formele ei apare. Poate că și cu siguranță nu doar banii sunt cei mai importanți. Ei sunt importanți pentru că le asigură necesitățile zilnice, coșul zilnic, însă putem să primim la pachet mult mai mult de atât. Putem să primim, așa cum am spus, prieteni, relații de calitate, susținere. De câte ori nu am fost sprijiniți și sub alte moduri decât doar prin bani. Și de multe ori ceea ce primim prin seriozitate, rigurozitate, perseverență, răbdare este mult mai mult decât un salariu bun și atât. Da. Și pentru că voiam să vorbesc despre secrete pentru armonizare, adică cum să ne punem noi într-o stare bună, da? Sănătatea, vitalitatea, cum să aducem în viața noastră mai mult din ce dorim. Evident că intenția, dar și beneficitatea fac au un rol foarte important. Beneficitatea legat de ceea ce am discutat.
Sunt serios, văd de treaba mea, duc o meserie la nivel de excelență. Dom'le, sunt cel mai bun în domeniul meu. În timpul optim mie, ajung să am tot ceea ce mi-am dorit, dar nu peste noapte. Așadar, intenția, dar și bunătatea, recunoștința, da? Ca secrete imediate. Vom vedea că îndată ce suntem într-o stare provocatoare, dacă facem o meditație, poate o rugăciune, sau pur și simplu mulțumim. În goana după prosperitate am uitat să mulțumim, să binecuvântăm și să fim recunoscători. Poate pare simplu sau pare ceva utopic, însă recomand exersarea recunoștinței și vom vedea cum se deblochează în viața noastră, are importante. În momentul în care încep să fiu recunoscător, pur și simplu atrag în viața mea toată energia bucuriei a întregului pe care o emit. În momentul în care binecuvântăm, efectiv mă umplu de lumină. Lumină care mi-aduce toate atributele benefice. În momentul în care mă uit peste gard și nu mai ajunge și emit atribute mai puțin benefice, voi trăi îndată consecința a ceea ce am emis. Așadar, dacă ar fi să ne referim la care sunt secretele ca să am o sănătate armonioasă, o viață bună și să atrag și prosperitate, nu sunt altele decât cele care stau la baza ființei spirituale. Pentru că oricât am vrea să ocolim, oricât am vrea să creăm scurtături, ne întoarcem la bază. Și anume, atâta vreme cât îmi voi de viața mea, cât fac o meserie, atât cât pot, cel mai bine, caut ajutor și susținere în oamenii de lângă mine care pot să o facă, da? Pot să spun rugăciuni. Pot să mă rog ghidului de destin, pot să mă rog maicii, entităților de lumină, să mă susțină, să îmi dea soluțiile optime, să ies din blocaj. Pot să aprind 4 lumânări în cruce sau 9 lumânări, da? Pentru că cele 4 lumânări formează Sfânta Cruce, da? Care are o energie benefică și asociat cu rugăciunea pe care eu o fac, îmi luminează calea, îmi deblochează, să spunem, energia de întuneric care mă limitează. Pot să aprind 9 lumânări în cruce dedicate celor 9 cete de îngeri. Și această cale sau ritual însoțit de o rugăciune și pot să dedic energia acestor lumânări pentru deblocare, pentru calea optimă mie, în carieră, în viața personală sau pur și simplu să atrag în viața mea prosperitatea pe căile optime. Funcționează. Poate că prosperitatea nu o să vină la mine că o să-mi pice din cer. Poate că prosperitatea o să vină în această situație, printr-un job optim, printr-un al doilea job pe care pot să-l fac, prin ajutor pe care pot să-l ofer altor persoane. Așadar, e important să înțelegem maniera prin care Universul răspunde cererilor noastre. Divinitatea are multe căi de a ne răspunde și de a comunica noi. Secretul este să trimitem intenția dedicată pentru scopul pe care dorim să îl materializăm. Și pentru că, așa cum spuneam, suntem un popor profund religios,
Aș putea să spun că o soluție imediată de ieșire din criză este smerenie. Și putem să ne smerim într-un mod extraordinar de rapid, făcând minim 33 de metani complete cu fruntea la pământ. Putem să dedicăm acest ritual pentru împuternicire, pentru înțelepțire, pentru a atrage jobul optim. Pot să direcționez energia pentru a avea o relație echilibrată cu șeful, să mărească salariul, să îmi echilibreze o relație care s-a blocat în viața mea, poate să-mi găsesc un partener nou, poate să am prieteni sau oameni de ajutor. Pentru că noi producem energie prin tot ceea ce facem, noi producem lumină și putem astfel, printr-o soluție rapidă și de moment, să direcționăm intenția noastră către rezolvarea rapidă pe calea optimă pentru noi. Mă gândesc ce alte tehnici și metode mai putem aplica rapide și simple la îndemâna oricui. Evident, pentru practicanții de terapii sau sisteme energetice, există modalități multiple de a trimite lumina pentru armonizarea rapidă a energiei în blocaje, pentru o stare de sănătate și de vitalitate scăzută. Putem să aplicăm autotratament, terapii energetice sau putem să mergem la terapeuți. De asemenea, sunt metode de activare și de echilibrare prin reflexoterapie, prin metafizica chineză. Sunt multe posibilități de scurtă durată sau de durată mai îndelungată în proces, însă e important să înțelegem că totul începe de la noi și inacțiunea creează blocajul. Da. Apropo de smerenie, și smerenie ar trebui să intre în felul nostru de zi cu zi, că degeaba sunt eu smerit odată la lună, stau și fac mătănii și mă rog și de-a doua zi fac ce știu eu să fac mai bine. Evident. Exact. Smerenia, recunoștința și binecuvântările sunt, aș spune, la baza ființei. Dacă le avem. Foarte mulți, Mirela, foarte mulți când vorbești cu ei despre smerenie, o văd ca pe umilință. Ori nu dorește nimeni să fii umil. A fi smerit înseamnă a nu avea acea infatuare pe care o au cei mai mulți, a fi, cum să spun, un om corect, drept, nici de cum a fi umil. A ști să mulțumești pentru ceea ce primești, a ști să dăruiești. Toate fac parte din asta, nu? Când îi spui unuia, trebuie să fii smerit, el imediat se vede cu capul plecat. Eu aș spune că smerenia ține de integritate. Sigur. Smerenia nu înseamnă nici să fii mai puțin, adică umil. Nu. Smerenia nu înseamnă nici să fii mai mult, adică infatuat. Smerenia înseamnă să fii integru, să-ți asumi valoarea, să poți să fii și să arăți, dar într-o manieră echilibrată, adică să fii integrat. Să fii exact la nivelul la care ești și poți. Și dacă ai ajuns acolo, chiar nu este un efort. Chiar nu este un efort, va face parte din tine. Deci numai dacă n-ai reușit să devii echilibrat, drept, corect, doar atunci ți se pare greu și nu înțelegi ce înseamnă a fi smerit. Da, și vin blocajele.
care te pun pe pauză și în această stare blocajul este benefic, pentru că poți să-ți dai seama de ce te-ai blocat și să te întorci la tine. Și în felul acesta, blocajul... În cazul fericit în care îți dai seama, dar mulți percep blocajele ca pe atacuri. Pentru că nu își asumă nimic și atunci mai simplu este, am fost atacat energetic. Cineva îmi trimite gânduri rele. Cineva nu dorește ca eu să răzbesc. Și cu siguranță te-ai întâlnit de multe ori cu situații de genul ăsta. Cine este acel cineva dacă nu eu? Propriile noastre proiecții ne atacă de cele mai multe ori. Propriile noastre gânduri, emoții, eu proiectez în exterior exact ceea ce nu pot să accept despre mine. O neasumare, sigur. Apropo, de ce provoacă blocajele și din ce energie vreau eu să mi le rezolv? Nu am sănătate destulă, dar nici măcar nu-mi pasă să o întrețin. Mă simt devitalizat. Ok, mă atacă cineva, dar tu cât timp îți iei ca să te adun, să te încarci? Păi nu. Atunci voi spune că e cineva din afara mea. E mai ușor să dau întotdeauna vina pe altcineva. Da. Nu am prosperitate în viața mea. Ok, apropo de smerenie, cât păstrezi balanța între a da și a primi? Cât încalci liberul arbitru? Cât iei cu forța? Cât contribui? Pentru că dacă avem calitățile de bază în noi, prosperitatea este la îndemână. Eu aș spune că prosperitatea este peste tot, pentru că prosperitatea ce este? Este flux, energie. Așadar, esența divină este peste tot în jurul nostru. Tot spațiul este impregnat cu potențiale, cu posibilități, deci cu prosperitate. Ce din mine face ca prosperitatea să nu ajungă? Ce din mine face ca sănătatea, ca energia mea să nu rămână parte din mine? Cele mai multe ori, chiar dacă aplicăm tehnici astăzi, ele sunt valoroase astăzi, mâine, două, trei zile, o perioadă. Însă cel mai probabil va trebui să ne întoarcem către noi și să vedem. Dar oare prosperitatea este lipsă pentru că mă bate Dumnezeu? Pentru că mi-a furat cineva sau mi-a legat cineva sporul? Da, sau da, există ceva din ce face eu? Mi-a furat sporul. Am auzit de multe ori. Da. Da? Sănătatea pe care eu o am este că m-a pedepsit Dumnezeu sau că cineva m-a atacat psi sau pentru că eu nu mă iubesc, nu mă respect, nu valorez doi bani, arunc în mine, da, ceea ce am la îndemână, nu dorm, nu mănânc suficient, ok. Așadar, secretele sunt importante, dar ele sunt pe termen scurt. În esență, dacă vrem să avem o viață armonioasă, împlinită, stabilă, nu doar de astăzi pe mâine, și să fiu co-creatorul sentiment, să fiu maestru care determină instant și care materializează. E important să mă aliniez la regulile, la legile universale. E important să radiez ce am în mine. Nu pot să generez în afară. Nu pot să atrag în afară ceva diferit de ce sunt eu. Ar fi nonsens. Universul funcționează în echilibru. Da, culmea este că cu cât sunt mai simple toate aceste lucruri, cu atât sunt mai greu de însușit. Știi? Da, vreau să te întreb ce faci cu cartea. Aveai o carte în lucru, ce-i cu ea? Da, e fierbinte. Fierbinte. Da, este în lucru, este aproape de final.
am o surpriză pentru luna mai. Deci acum? E în curând. Promit să vin și să vorbesc mai mult și să fac și o lansare pentru tine și pentru toți telespectatorii. Da, sunt, eu nu stau, nu dorm niciodată. Și când dorm, nu dorm, pentru că am înțeles că ceea ce suntem ar trebui să aducă și o contribuție la umanitatea asta care ne găzduiește. Și de fapt ăsta este secretul. Dacă nu dormi, cum te încarci? Ce faci? Să spunem că evident că dorm, ar fi absurd să fie fizic. Da. Ai niște tehnici speciale? Stau conectată și aliniată cu divinitatea. Sunt foarte atentă la semne, sunt foarte atentă la ghidarea aceasta subtilă și încerc pe cât posibil să nu fac ce trebuie, ce se spune, ci îmi urmez propria mea cale. Să faci exact ce simți. Cum mă încarc, fiind cât mai mult prezentă eu cu mine în ființa mea. Știu că poate pare puțin așa foarte general, dar îmi văd de treaba mea. Și asta este cea mai bună cale prin care ne putem încărca. De ce? Pentru că ne păstrăm energia și nu ne mai disipăm. Spuneam, în afară de carte, care înțeleg că în luna mai o și vedem. Ce mai ai în program? Ții cursuri? Da, țin cursuri, am în desfășurare vindecarea umbrei, am în desfășurare curs de activare a feminității. Când? A început deja de o lună. Aha. Este un program care se desfășoară pe un an. Nu este neapărat ceva simplist, ci mai degrabă lucrez pe activarea resurselor și a feminității din profunzim. Pentru că de cele mai multe ori, feminitatea este blocată de idei, de gânduri. Dacă cineva ar vrea să vină acum la curs, ar mai putea, dacă voi l-ați început de o lună? Sigur. Mă poate contacta și cu siguranță poate să recupereze. Eu susțin pe toți cei care doresc să intre pe parcurs. Evident, la început am sesiunile înregistrate și... Și pot să le vizioneze, să vină, să fie în același pas cu voi. De altfel, anul 2022 vorbește despre activarea potențialelor feminine, despre creșterea empatiei, despre compasiune și despre radianța asta din inimă, care face ca lucrurile să se întâmple într-o manieră armonioasă. Și din ce în ce mai multe femei își trezesc empatia și blândețea. Am văzut că sunt din ce în ce mai multe fete, femei care merg la cursuri de feminitate, care merg la cursuri de genul acesta și chiar vreau să te întreb unde nu se simt echilibrate, de ce sfaturi au nevoie? Uite, pe vremea mea, da, că am ajuns să zic așa, pe vremea mea, nici nu existau, dar cred că nici n-aș fi simțit nevoia să mă duc atunci. Eram atât de ocupată, atât de, plină de tot felul de idei, de tot felul de acțiuni pe care trebuia să le fac, încât nu știu dacă mintea mea s-ar fi dus către zona asta vreo secundă. Nu zic că nu mi-ar fi trebuit sau că mi-ar fi trebuit, nu știu. Da. Dar noi ne cam creăm singur drumul, așa, ne construiam singur noi pe noi. De ce ai nevoie acum de ajutor?
E nevoie de susținere, pentru că tocmai aceste modele care ne-au fost predate să ne susținem, să fim puternice, sunt modele de supraviețuitori. Iar supraviețuitorul nu este o parte sănătoasă. Așadar, am fost învățate să fim puternice, să ne descurcăm și să facem față oricăror situații. De cele mai multe ori, asta înseamnă că am fost crescute într-o energie masculină și nu ne-am dat seama, nici nu ne-am pus problema că am putea fi altfel, ceea ce astăzi, în noua energie, nu ne mai servește. Pentru că, așa cum spun eu în curs, în activarea feminității, suntem puternice de succes, avem bani, dar găsim femei singure, triste. Și atunci, este important să înțeleg cum pot să am și succes, și prosperitate, și relații, dar să fiu și să manifest feminitatea. Aș întreba direct, ne doboară egalitatea, ne-am dorit egalitate. Suntem egali, dar într-un mod diferit de cum a fost promovat, pentru că, nu, energia yin-yang, femeia cu bărbatul, sunt complementare. Sigur. Nu ne luptăm unii cu alții. Sigur, nu putem să ne luăm locul unii Exact, nu putem să luăm locul, ceea ce s-a întâmplat și acum calea este înapoi ca fiecare, respectiv femeia, să-și ocupe locul său, să stai doar în energia ta, pe locul tău, astfel încât să dai spațiu și celuilalt, partenerului, să se manifeste. Dacă eu sunt pe locul partenerului meu, bărbat, nu mai e nevoie de încă unul. Și atunci, corect, evident că sunt singură ca femeie. Corect, așa este. Da. Și știți cum se mai spune? Cu blândețea, da? Treci marea. Blândețea poate să facă mult mai mult decât forța și feminitatea poate să aducă mult mai multe beneficii decât o femeie care manifestă masculinitate. Așadar, e important să ne întoarcem, așa cum a fost tema întregii emisiuni, în noi, în energia proprie, în resursele proprii și fără doar și poate asta este calea prin care putem să devenim maestri și creatorii vieții noastre. Sigur că da. Uite, pentru că și data trecută am avut întrebări pe tema asta, vreau să știu exact cu ce fel de probleme pot veni oamenii la tine și cu permisiunea ta am să le dau și numărul de telefon. Numărul tot de telefon este și numărul de la cabinet sau cel pe care l-am aici e de la cabinet? Este numărul meu personal, la care răspund limita în care am disponibilitate, dar răspund de fiecare dată. Deci 0741-116-008 este numărul care figurează și pe burtieră. În caz că nu vă răspunde, lăsați mesaj pe WhatsApp, bănuiesc că te uiți la mesaje. Te rog, spune-mi, cu ce probleme pot veni oamenii la tine și cu ce vin? Cu ce probleme vin din cel mai des? Pornind de la stări fizice concrete care sunt de regulă somatizări ale emoțiilor, la frici, atacuri de panică, dezechilibre emoționale, gânduri, blocaje mentale, limitări, tot ceea ce înseamnă nu pot să, nu sunt suficient de bun, nu merge în viață, nu mai am perspectivă, nu mai am viziune, dar și către vreau să evoluez, caut calea mea, caut menirea, misiunea, vreau să aflu care este misiunea mea. Am mai multe metode și tehnici, fiind și consultant metafizica chineză, Pațâ și Cimen, de altfel, practic și radiestezie, pot să pun la dispoziție, evident nu pot să fac minuni, că nu sunt încă la acel nivel, dar pot să ofer o ghidare echilibrată, astfel încât întrebările pe care oamenii le au să aibă răspunsuri prin care se poate să-și continue viața. Adică, previziuni prin metafizica chineză, da? Cum este optim, dacă este benefic să aleagă un job, o carieră, dacă este benefic să-și cumpere o casă sau nu, harta personală, analiza destinului, evident că cei interesați pot să
studieze și serviciile din pagina profesională și din site, însă site-ul acum este în reconstrucție și urmează să vin cu o variantă îmbunătățită. Deci, practic, partea de terapie energetică, spirituală, dar și ghidare și consiliere pot să ofer prin mai multe tehnici și metode. Da, foarte interesant. Compatibilități de relații, de... Data viitoare poate că dezvoltăm un pic partea asta de metafizică chineză. Sigur. Pentru că este ceva ce încă nu ai arătat prietenilor de la 6TV și sunt foarte mulți atrași de zona asta. Foarte, foarte mulți. M-aș bucura să facem o emisiune pe temele astea. Mirela, îți mulțumesc tare mult. Ca de fiecare dată ești o prezență extrem de agreabilă, emani așa bunătate și calm și îți mulțumesc că a fost o emisiune foarte plăcută. Mulțumesc prietenilor noștri că au stat alături de noi până la această oră. Le doresc ca... Suntem în apropiere de marea sărbătoare de flori și atunci o să-mi permit să le spun, să le doresc la mulți ani tuturor florilor. Și nu numai lor, pentru că ca de, nu pe 9 martie, și de flori, cei care n-au nume sfânt, se spune că pot să-și sărbătorească și ziua de nume. Așa că le doresc toate cele bune tuturor și sărbători fericite, la fel îți doresc și ție. Dacă vrei să mai spui câteva cuvinte, te rog. Mulțumesc tare mult, felicit și eu și... Să spunem că poate nu întâmplător această emisiune este chiar de flori. Ceea ce vezi tu la mine și anume radianța mea o trimit tuturor telespectatorilor tăi și așa cum îmi place să spun, fie ca tot ceea ce este optim să ajungă la ei pe calea optimă, respectiv radianță, bucurie, recunoștință și belșug, prosperitate. Toate Doamne ajută! Încă o dată vă mulțumesc, până vinerea viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, sărbători fericite și o seară minunată. Mulțumesc mult! La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.